În prima repriză, atacurile s-au urnit greu, iar în minutul 29, la primul atac al meciului, uniriștii au deschis scorul prin Nemanja Jovanović în urma unei centrări excelente sosite de pe partea stângă de la Bucurică. Avantajul albnegrilor a durat doar 8 minute. La prima ocazie a oaspeților, aceștia au restabilit egalitatea prin Ionuț Bădescu. Totuși avea să fie 2-1 la pauză pentru elevii lui Blaž Slišković. Florin Dan înscrie în minutul 45 cu un șut din interiorul careului. În minutul 55, nemțenii restabilesc egalitatea pe tabela de marcaj și aduc liniștea pe cetate. Când nimeni nu mai credea într-o minune, Nemanja Jovanović înscrie pentru Unirea în ultimul minut al meciului și reușește o dublă în poarta nemțenilor, lucru nereușit de niciun alt atacant în returul acestui sezon. 3-2 și ceahlăul lui Pinaldi și-a îngropat ultimele speranțe de salvare pe cetate. Oggi ha vinto, credo, carattere di miei giocatori. Azi a câștigat caracterul jucătorilor lui. Perché è molto difficile ritornare dopo 1-1 e 2-2 e vincere partite. Că e foarte dificil să te întorci după 1-1, 2-2 și să câștigi partida. Bosniacul de pe banca galben-negrilor nu a înțeles cum echipa sa a încasat 3 goluri la Alba Iulia. No, we suffered 3 goals. Before we never suffered 3 goals against great teams from Romania. Dinamo, Steaua, Rapid, Temișoara. And then today we suffered 3 goals and then it was not possible to win the game. Unirea Alba Iulia rămâne cu mândria că i-a învins pe nemțeni și că le-a administrat acestora 3 goluri, lucru nereușit de marile echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc. După 28 de etape, Unirea Alba Iulia ocupă locul 18 cu 23 de puncte și se află la 7 puncte de un loc neretrogradabil, în vreme ce elevii lui Filipović și-au redus considerabil șansele de salvare în urma eșecului de la Alba Iulia.